executată de Sfântul Dușim. Vă spune despre Iaia, nu? Majoritatea poate cunoaște asta, dar Iaia a început în teoric exact, în 1549, de către domnul Hayashi Zaki Jinsuke. Există tâmpul șintoist Hayashi Zaki în nordul Japoniei. Nu știu câți practic acum la actuală, dar sunt foarte mulți. Și cum știți foarte bine, katana adevărat sau nu e adevărat, nu știu că nu poți juca, nu poți rupta cu adresa și ea acum este, se joacă numai cu formă. Punând în fața sau în spate sau în dreapta stânga, adversarul de imaginație, care are aceeași mărime, înălțime și de la departe. Deci este foarte importantă imaginația voastră. Sunt principala tehnica, oaza de IAI este CTIAI, este IAI, tehnica de IAI stabilită de Federația Națională de Kendo. Sunt 12 tehnici. Restul sunt la actuala, încă practică, 16 sau 17 școli vechi ale Japoniei, din timpul Samurai-ului. Înainte aveau sute de școli, acum nu mai sunt 16-17, dar voi practica astăzi câteva din IAI stabilite de Federația Națională de Kendo, CTIAI, câteva tehnică sau tehnici, baza de școală vechi, se numește Mutsu Shinrenyu, schimbare în școală omului, mijlocie de Mutsu Shinrenyu și superior de Mutsu Shinrenyu. Și ultimul este Rishinryu, este aleasă ca una dintre cinci tehnici pentru IAI a agenției poliției metropolitane de Tokyo, Rishinryu.
Și către cine? Deci asta e toată. Se adună. Thank you.
mai atenți, să fiți pregătiți să vă ascultăm din timpul ăsta, să nu... Thank you.
Yeah!
Oh!
Indra, voi și să pregătesc să sunt la acolo.
Yeah!
Thank you.
Ah!